Da, cu pasa pentru Balotelli. Se repliază însă foarte bine Bocchetti și suflă lui Super Mario acest balon. Putea scăpa singur cu portarul Amelia. Ultimele 80 de secunde, lob și este 3-0! Fantastic acest gol de la centrul terenului! Dejan Stankovic marchează pentru a 10-a oară în octombrie! Extraordinară reușita lui Dejan Stankovic! Ce gafă a făcut Amelia și a părăsit poarta și Dejan Stankovic! Închide practic partida la pauză! Nebunie în grupul de suporteri al Interului, portalul care a marcat un gol în Cupa UEFA când juca la Livorno într-un meci la Belgrad, este surprins de aici lui Dejan Stankovic, nu-i vine să creadă ce gol a reușit să marcheze. Sunt mai bine de 50 de metri și Stankovic trimite direct în poarta părăsită de Amelia. Senzațional acest gol al sârbului! Ce perioadă trăiește Dejan Stankovic! Gol la Rubin Kazan, iată și acum un gol de poveste, 3-0 pentru Inter în prelungirile primei reprize. Ce bine a pus execuție foarte dificilă, un voleu practic din pasa lui Amelia, care fuge degeaba spre poartă. Un gol de pus în ramă pentru Dejan Stankovic, probabil.